بتامن دعتو يش بتامن بتامن دعتو يش بتامن بتامن دعتو يش بتامن بتا 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 دا بتامن. Bună dimineața și bine ai venit la un nou videoclip aici pe canal. Este o zi minunată de joi, încă iarnă, aș spune, totuși primăvară la cum este vremea afară. O zi minunată în care avem rewards-uri de la Rivals și de la Weekend League. După cum știți, am reușit 18 victorii weekendul trecut, am reușit Gold 2 și avem un Team of the Week incredibil pe care vreau să-l atac. Cum să nu visezi la așa ceva? Cum să nu visezi la un Team of the Week Cristiano Ronaldo de 95, 92 pace, 90 cu 94, 96 shooting, are 98 finishing, are 88 shot pass, crossing 90, are agility 91, balance 74, balance-ul ăla trebuie crescut, are jumping 99, stamina 89. Wow, cum arată cardul ăsta! Oh my fucking god, cum arată cardul ăsta! E aproape redundant să mai spunem ce se află în acest Team of the Week, dar avem un Rashford! Avem un Rashford LM de 89, cu 95 pace, 89 shooting, 89 dribbling, cu un agility foarte mare, are nevoie de balance, ce-i drept, cu stamina multă, cu strength mult. Oh my god! Și avem și un Bernardo Silva de 89, pace-ul un picuț micuț, însă stamina 97, agility 96, balance 94, are un finishing de 84, un attacking position de 91, are un passing foarte, foarte bun, curve 88, composure 89. Wow, sunt 3 carduri excelente. Dacă e să ne ducem, și Lucas Vazquez are un card foarte bun, deși este pe RB și are defending mic, arată foarte, foarte bine. Avem și la mijloc un card foarte bun, Luis Alberto, de 87 cu un 80 pace, este un CM, este pe modul Bergkamp, nu este CDM, însă arată foarte, foarte, foarte bine. Aler, dacă ar fi avut și pace, ar fi fost extraordinar. Avem un Isaac de la Real Sociedad, puțin mic pace-ul și la el, însă nu arată rău. Bineînțeles, avem Handanovic, cumva îmi vine să bag mâna în foc cam să-l prind. Avem Keane, avem Romero și un De Paul. Plus pe bancă un Rui Patricio care pare foarte bun. Hai să mergem să ne luăm premiile, să ne luăm pachetelele. Data trecută am luat Untradeable pentru că nu am ajuns la un rank destul de bun. Avem un Mega Pack, un Rare Player Spec și un Prime Gold Player Spec. Mergem de data aceasta pe Tradable, pentru că mai toată echipa noastră este untradable, în afară de Mendy, cred că absolut toată lumea în momentul acesta este untradable și aș vrea să mai fac niște bani. Ar fi o chestie absolut minunată și superbă. Mergem să luăm și Gold 2-ul de la Food Champions, de unde avem 45.000, rar Gold Pack și două rar Mega Pack-uri, plus două player pick-uri, avem 1 din 4 și mergem pe primul player pick care ne oferă la Gold 2 Rui Patricio! Nu-i rău deloc, Rui Patricio! Foarte bun, foarte bun, foarte bun, un 86, un 86 folosibil chiar, o înălțime bună, arată bine, arată bine. Nu o să-l dau pe Alisson afară, dar arată bine. Și un al doilea pic în care vine Bam Bam Maripan. Hai să vedem, Anglia 2, Anglia 3 sau Austria. Îmi vine să iau acest RV, acest 92 pace. Sincer, chiar îmi vine să iau acest 92 pace. N-am ce să fac cu Maripan, e clar.
o să iau acest 76 cu 92 pace de la Hull City din Liga 3, un Rui Patricio și un 76, un carusel, un dute vină, una bună, una rece. Bun, nu-i rău, nu-i rău, aia e, suntem obișnuiți la picuri. Suntem obișnuiți ce vine la picuri. Începem cu un megapack. Hai cu megapack-ul să vedem dacă prindem ceva, dacă reușim în pachetele astea să facem de un walkout. Primul pachet este walkout. Primul pachet este walkout. Brazilia CDM de la Real Madrid, îl avem pe Casemiro de 89. Ok. Ok, am văzut Brazilia, am sperat să fie left wing, pentru că aseară mi-a picat Neymar. Mi-a picat Neymar în tradeable, eu numai ce-l cumpărasem acum două săptămâni. Easy peasy money. Bun, mergem mai departe, mergem mai departe și luăm acest rar gold pack. Lăsăm pachetele cu playeri, doar cu playeri, un pic mai pe final, adică chiar pe final. Nu avem un walkout aici, însă n-avem niciun board, nu așa că n-avem walkout, îl avem pe Antunes de la Sporting Lisabona, Lisboa, Sporting Lisboa, titlul celor de la Porto, tiful de la OM, e bun, e bun, am rupt, am rupt. Mergem pe rar mega pack, 30 de iteme, 30 rare, undeva cred că la 7 maxim. Playeri, nu avem walkout, avem un board down care este Godin, cel mai probabil, da, un Godin de 85, ok, 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 decent, primitor, nu ne putem plânge, și un Alaba, ok, Godin, Alaba, Tadic, Dembele, Malquit, Ansu Fati, merge, Hunter, Catalyst, nu este rău, Anfield, Netherland. Bun. Încă un rar mega pack, după care mergem la Prime Gold Players Pack, iar ultimul îl păstrăm pe rar Players Pack. Avem walkout, al doilea walkout. Să vedem. Anglia. RM. Of, ce am crezut că e LM. Mamă, cum ar fi fost să vină, cum ar fi fost să vină minunatul de Rashford. Îl avem pe Sancho. Merge și el frumos la transfer list. Și Havertz, 87-85. Bun, mergem pe Prime Gold Players Pack. Avem 12 carduri, dintre care 12 gold, dintre care 6 rare, dintre care nu este nici un walkout. Este totuși un board. Belgia, CB, Vertonghen. Îl avem pe Vertonghen de 83. Ok. Și ultimul pachet pe această dimineață. Ba, o dimineață chiar bună. Un Casemiro, un Sancho, un Havertz, ba chiar ok. Hai că nu ne putem plânge. Am făcut o ciorbică, am făcut de niște pachete și de niște bănuței. Nu este din păcate walkout, îl avem pe Jorginho de la Chelsea. Aia e, rar player spec, cel mai bun 83 overall. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezenți pe acest minunat videoclip. Nu am prins Cristiano Ronaldo, dar am prins Rui Patricio. Ca și țară, tot acolo. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, dați follow acolo, să creștem și acolo puțin comunitatea, să facem 1400 de urmăritori. Ce ziceți? Ne apropiem? Facem să fie bine? Până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat! Ciao. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.